limba română străină la ea acasă. Cu toate că e declarată limbă de stat, și-a găsit locul ei bine meritat în Constituția țării. Mulți băștinași se arată nemulțumiți cum funcționează în societate. Reporterul nostru, de Ziua Limbii Române, a discutat cu câțiva orheieni care veniseră și ei să depună flori la monumentul lui Mihai Eminescu de rând cu autoritățile locale. Eu zic din istorie, limba noastră, i-a mândrit toată viața. Cum ați îndrăgit limba noastră, cea română? Am îndrăgit în anii de copilărie, de la părinți. La părinți am îndrăgit, la părinți am luat-o. I-acolo am trăit toată viața. Nu pot să îndrăgești azorieri. Asta e atel. Cum este mama, cum este țara, așa este limba. Pentru cei care înțeleg, care o vor să primească. Noi sunt foarte mulți oameni la cum să schimbă conducerea, așa schimbă părerile. Și limba inclusiv. Că vrei să recunoști că vorbești limba română, este una. Că nu vrei să recunoști, asta înseamnă că dau explicații celor care nu pot să facă, adică să dezlege adevărul de minciună. Astăzi, pentru Republica Moldova, este o zi cu semnificație deosebită. După ziua 27 august, când sărbătorim Ziua Independenței, astăzi este Ziua Limbii noastre, un tezaur și o comoară care am primit-o din strămoși și este obligațiunea noastră de a o transmite tinerilor generații. Este limba care, zicem, primul cuvânt, mama, este limba care comunicăm, care facem lucruri frumoase și este părerea mea, cea mai frumoasă limbă, cel mai frumos grai de pe acest pământ. Permiteți-mi să vă felicit cu această sărbătoare, să vă doresc mulți ani, sănătate, pace în suflet, pace în casele dumneavoastră. La mulți ani, Republica Moldova, la mulți ani, limba noastră, cea maternă. Astăzi marcăm Ziua Limbii Noastre, un eveniment destul de, cu o conotație destul de importantă pentru noi toți. Este limba mamei, limba în care ne-am născut, limba în care am crescut și avem datoria să o păstrăm cu sfințenie pentru generațiile viitoare. Astăzi, într-o lume globalizată, graiul nostru sau limba noastră ne identifică ca societate, ne identifică ca neam, ca țară și avem datoria sacră să facem tot posibilul pentru ca să ne păstrăm graiul melodios și scump pentru mulți, mulți ani înainte. Dacă un stat nu are o limbă în care se identifică, degeaba se mai numește stat și degeaba mai are valori democratice, suverane și neutre. Astăzi nu suntem într-o cea mai bună poziție, dar trebuie să luptăm cum putem și chiar din străputeri ca să ne păstrăm valorile naționale, culturale și limba tocmai este ușa pe care ne identifică ca trecut și ca viitor. Dragi colegi, vă mulțumim tuturor că suntem astăzi aici, iar faptul că suntem mulți arată că ținem la valorile noastre și ne dorim ca să păstrăm aceste valori și pentru copiii și pentru strănepoții noștri. La mulți ani, limba noastră, la mulți ani, Republica Moldova. Vă mulțumesc! Oamenii ăștia au coborât de pe lună. Vin nu știu de unde, habar n-au de evenimentele care au trecut până în prezent. Este limba română și nu este niciun fel de limbă moldovenească. Ei sunt niște agramați în domeniul ăsta și trebuie să studieze ca să nu mai spună minciuni. Limba română pentru noi este firea noastră.
este veșmântul nostru național și alte limbe nu poate exista și poporul acesta se numește român și punct. Limba noastră este o ușă care ne deschide pentru toate popoarele și suntem bucuroși fiindcă conducerea de actuală nu a raionului, a țării, ne reprezintă prin limbă și păstrează această valoare a poporului. Ce părere aveți despre faptul că conducerea raionului nu a pomenit despre limba noastră, ci a română? Ați observat în ce mod ei au analizat geopolitic, pe mine mă interesează în ce limbă ei comunică cu șeful lor șor. Iată, șor de când, din 3, de 10 de ani, nu de 10 de când el a promis că o să învețe limba română. Și până acum el bună ziua și la ceilalte, iată cum o să facă și dumnealor. Îmi pare rău că în ziua de pe românii ei au atras această atenție.